Zică nici așa n-au reușit să-l frângă, să-i frângă puterea credinței și a voinței, l-au aruncat într-o groapă de var, de stins, apoi l-au aruncat apă. Crezând că îl va arde, nu l-a arde. Văzând atâta putere, împăratul s-a mâniat și a dat ordin să fie decapitat. Adică să-i se dea cap, care cap, să fie sigur de-a lui. Așa a sfârșit Sfântul și Mare Mărturisitor și Ucenic Gheorghe, care a renunțat la toată cinstea și mărirea omenească, la toată faima omenească, la toată dregătoria și funcția pe care o avea, nu a rămâne în credința sa. Lucruri care i-au unit pe mulți dintre cei care au asistat la casele sale, la chinurile din care a fost trecut, încât însăși împărăteasa Alexandra, soția lui Diocletian, a trecut la creștinism. Bineînțeles, nu a spus. De atunci rămâne în amintirea bisericii din data de 23 aprilie a anului 303, când s-a petrecut la acest moment, în istoria bisericii creștine, ca un martir și mărturisitor vrednic, care nu s-a lepădat de credință, s-a lepădat de lume, de toate onorile lumii, dar și-a păstrat sufletul curat, credința în nemurirea sufletului, credința în adevăratul Dumnezeu. De aceea este cinstit, va fi cinstit până la sfârșitul viacurilor, ca mare martir, martir și ocrotitor militar, să nu uită că primul roman încreștinat a fost Corneliu. Și militar roman cu funcția așa de înaltă a fost Sfântul Gheorghe. Nu mai este unul să mai zic așa, în virtute, în putere, în demnitate. Cinstirea lui s-a perpetuat și s-a continuat cu această viață. Mai ales la noi, popor român, care avem multe biserici, care poartă hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. E biserica de la Voroneț, titorită de Ștefan cel Mare. E cea mai mare biserică din București, Gheorghe. Apoi, creștinii noștri români au pus copilor numele acestea. Toți care poartă numele Gheorghe, Gheorghiță, Georgeta, Geta, Gheorghina, păstrează amintirea acestui mare sfânt. Diavolul Dumnezeu, ca românul să nu uite, să-și cinstească Sfinții Lui, să-și amintească că El este popor născut creștin, să treacă prin vântoarea istoriei, cum a trecut până astăzi. Cei care poartă acest nume să fie mândri
degli accrediti, debitati a Cista come Elia, virtù da diciamo il supremo. Care esiste, si può finire in grado per scegliere come dici, entriamo per loro, che sono portatori a Gesù in nome di tutti i giorni. Astri, il che fosse la tribunale, per un processo greco-cattolico, non potesse essere punito. E che lo sa pronunciare, poter dare. Thank you.